După ce procurorii au cerut urmărirea penală a fostului ministru al sănătății pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită în formă continuată, în urmă cu trei zile pe 27 octombrie, plenul Camerei Deputaților a decis să-i ridice imunitatea lui Nicolae Bănicioiu, cu 202 voturi pentru și 12 împotrivă. Votul a fost secret cu bile, cu prezența fizică a deputaților. Bănicioiu a fost citat ieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi informat oficial de începerea urmăririi penale împotriva sa. Procurorii anticorupție notează că Nicolae Bănicioiu, în calitate de ministru, în perioada 21 decembrie 2012 și 5 martie 2014, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri și ar fi primit direct de la unul dintre ei peste un milion de lei. Cel din urmă a lăsat să se înțeleagă faptul că ar avea influența asupra Ministrului Sănătății, dar și a funcționarilor publici din cadrul acestei instituții. Omul de afacere a mai dat de înțeles că ar putea să îi determine să îndeplinească sau nu acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu, cum ar fi numirea în funcție de manager sau menținerea în această poziție a unor persoane la conducerea spitalelor publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele celor doi oameni de afaceri aveau contracte în derulare. Ulterior, spun anchetatorii, Nicolae Bănicioiu ar fi primit de la C Oamenii de afaceri, prin intermediul unui complice suspect în cauză, peste 2.600.000 de lei în legătură cu exercitarea atribuțiilor de ministru.